Și de la vârsta de 5 ani, da. când ai început după aceea să cochetezi cu adevărat cu muzica? Cu adevărat, am luat-o în serios pe la 17 ani, 16-17 ani, am luat-o mai în serios, am ajuns la, am trecut de la trompetă, m-a dat mama după aceea la, la pian la Casa Pionierilor, după aceea mi-a cumpărat un acordeon. Acordeon a fost un cadou după un accident de mașină. Mi-a făcut mama cadou un acordeon mic pentru, Ouneri. pentru Ouneri. Nu, din ăla mic de copii. Nu? Aveam și acordeonul lui tata, dar era mai greu pentru mine de manevrat. Era mai mare. Și mi-a luat un acordeon mic ca să... Să uit de accident, să... Așa. Și m-am oprit la pe la 16-17 ani, m-am oprit la chitară. Am auzit un vecin al meu cânta cu chitară și cu vocea, s-a așa de frumos la țară, pe malul șanțului, fie acolo, departe, și i-am spus să mă învețești pe mine la chitară și de aici a început chitară. Incredibil. Acum toți știm că genericul a fost unul dintre cele mai cele mai iubite și a devenit un fel de a luat așa, foc în sus într-un sens bun.